că nu ieșeam bine dintr-o casă când ne trăgea de mână, haide și la noi. Vă cunoșteau? Păi de acum. Vă recunoșteau oamenii? Vă recunoșteau atâția ani de zile când am fost aici. Cum vi se pare această zonă? E o zonă splendidă. Zona Elbelor. Zona nepoluată, ecologică, cu oameni de omenie, tot ce doriți. Acum să vă întreb pe dumneavoastră. Eu sunt fiul al satului. Fiul al satului, da. Chiar într-adevăr, da. Fiul al satului. Și Dumnezeu mi-a dat sănătate și puterea ca să împlinesc 80 de ani. Uh-huh. Și cât timp ați fost aici, dascăl, profesor, director? Nu am fost profesor, numai aici am început școala primară. Yeah. Începând din 1937 până în 40. În 40, când Societatea Ardealului, am fost expulzați și după aceea viața m-a purtat la școli în Bucovina, în Câmpul Lung, în Năsăud, la liceul de Năsăud, facultatea în București, am făcut Institutul Căiferate, după aceea Facultatea de Științe Economice din Cluj și în 75 Facultatea de Drept. V-au năpădit amintirile când ați venit aici? Sunt copleșit. În momentul când am trecut de la Măgura Ilvei spre Ilva Mare, am simțit că altfel îmi circulă sângele în vene. Și altă dată, cu diverse ocazii, am trecut pe la Ilva Mare, dar de fiecare dată îmi curgea câte o lacrimă când treceam cu trenul pe aici și nu puteam să mă opresc. E o zonă de neuitat. E o zonă... pe care te legi chiar dacă nu vrei. Chiar dacă nu vrei, ești legat de ea. Oameni minunați, oameni primitori, oameni harnici. O dovadă este și însăși modul cum a fost organizată această întâlnire a fiilor satului. A reușit să adune, dar pentru că a fost un timp foarte scurt, n-a reușit să adune pe toți chiar din toată țara. Dar avem ocazia să ne dăm seama acum cum a evoluat satul ilvean de la cel pe care îl știam eu când te umplea praful de trecea o căruță. Câte mașini când... treceau acolo atunci? Nici una. Treceau două trenuri pe zi, unul dimineața sus și unul înapoi. Așa a fost copilăria noastră, dar a fost sinceră, cinstită, a fost plină de bucurii și, deși au fost și ani grei și triști, ne amintim cu plăcere. Ce v-a determinat să veniți acum cu ocazia întâlnirii fiilor satului? Întâi, chemarea oamenilor de suflet la sărbătoare. A fost cea din tâi. Apoi, dacă am auzit chemarea, le-am lăsat pe toate în plata Domnului și am venit până acasă. Ce ați lăsat acolo? Ce am lăsat acolo? Păi grijile pentru servici, pe feciorul cel mic, soția a lăsat pe nepoțel și am zis, vreau să-l mai văd pe tata, vreau să mai văd și eu Cicerea, Muntele Corni și oamenii. Veniți des aici sau așa? O dată de două ori pe an, când e ceva de lucru. Sau ceva frumos de făcut. Da, acum e tot e verde, peisajul e extraordinar, aveți motive de bucurie, nu? Motive de bucurie am de fiecare dată când cobor în gară. Cu trenul ați venit, înseamnă? Sigur că da. E departe de la București până aici, câte ore ați făcut? Doar 12 și ceva. Doar? Doar. Vreau să îmi spuneți un pic, să vă întoarceți în timp și îmi spuneți cu cât timp în urmă ați plecat de aici, din Ilva Mare? Care a fost motivul pentru care ați părăsit satul natal? Am părăsit că mama a zis, trebuie să învăț mai departe. Lui tata i-a părut bine și nu prea, pentru că pierdea pe cineva, o mână de ajutor. Da. După ce am mers la liceu, ne-am bucurat cu toți, am terminat liceu, m-am dus la facultate la București și apoi am rămas acolo. Ce facultate ați terminat? Electronică și telecomunicații în anul 70. Deci cam multișor de atunci. Da, cam multișor. Așa că sunt bucureștean de câți ani? 40 și plus facultatea. A fost dificil pentru un băiat din Ilva Mare, din inima munților, să meargă în capitală, în București? Răspunsul este următorul. La început mi s-a părut piața Gării de Nord imensă și o circulație la care mă obliga să privesc în toate părțile. După ce am renunțat, mă așezam în mijlocul șuvoiului și treceam în siguranță. Mai târziu am început să fiu om de-al locului, am început să arăt câte ceva din ce am dus de aici acolo. Uh-huh.
Adică și omenia, bunul simț și bună creștere. Asta o zic cei care m-au văzut, eu am zis altceva. Ce nu mi se părea că merge bine și nu puteam să tac. Deci m-aș lăuda un pic spiritul grănicerilor. Deci să ne apărăm întâi bucata noastră de dreptate, partea noastră de adevăr și, când e nevoie, rezultatele muncii. Da. Și am făcut-o și atunci, nu pot să tac nici acum. Iar când vin acasă, caut gândurile frumoase care să mă bucure și pe mine și pe cei călora le povestesc. Soției îi place aici? Ce părere ați avut prima dată când v-a adus soțul în comuna natală? Da. Sunteți chiar din București? București-Ancheta? Din Oltenița, de la Dunăre. Atunci peisajul de aici e extraordinar. Da, extraordinar. Și vara și iarna. Școala este unul din cele mai importante puncte ale comunei. Directorul Ștefan Sas ne spune când a fost construită și câți elevi învață acum. Când ne-am pregătit anume pentru sărbătoarea de ieri, de astăzi și de mâine, ca orice român care se pregătește de oaspeți, de musafiri. Ne-am pregătit anume, dar întotdeauna școala este curată, foarte curată, și nici nu se poate ca o astfel de școală pusă la punct așa să nu fie menținută curată. Da. Câte clase aveți aici? Câți elevi învață în școală? Avem în școală clasele 1-8 cu 5 clase de învățământ primar, una este paralelă clasele a 4-a și 7 clase de învățământ gimnazial. Sunt deservite de cadre calificate în totalitate și marea majoritate localnici, ceea ce dă stabilitate învățământului și valoare. E vorba de 111 copii în învățământul primar, 128 în învățământul gimnazial și 91 de preșcolari. Învățați de 6 educatoare, 8 învățători, la nivel de comună mă refer, și 12 profesori. Cu mare emoții, primarul Alexandru Anca le-a vorbit sătenilor despre istoricul acestei comune. Am deosebită plăcere cu ajutorul Bunului Dumnezeu și votului dumneavoastră îmi revine onoarea să prezint la acest aniversar în calitate de primar comuna noastră la 300 de ani. Cronicarul spune că Ilva Mare a început la anul 1710 și s-a întregit în anul 1762 la adunarea militariei. Au trecut mulți ani de atunci, bineînțeles că datorită evenimentelor istorice de-a lungul anilor s-a transformat foarte mult Ilva Mare. Zilele trecute citeam într-o carte că în anul 1840-1850 cei bogați aveau în jur la 20 de vite, 3-4 perechi de boi, 10 cai, 200 până la 300 de oi, iar cei mai săraci aveau 2-3 capete de bovine, 25-30 de oi. Să facem aceleași comparații între cei bogați și cei săraci. Noi spunem că toți suntem bogați pentru că suntem bogați la suflet, suntem bogați pentru că păstrăm în continuare, chiar dacă nu de zi cu zi, dar păstrăm tradițiile și obiceiurile pe care strămoșii noștri